Bună ziua, doamna Vera! Vă Bună salut! ziua! Vă salut cu drag! Eu mă numesc Maria Ciurici. Nu știu dacă mă cunoașteți, doamna Vera. Eu sunt un mămic și eu care scriu versuri. Felicitări pentru omagiați și dumneavoastră la fel v-am scris o poezie. Și vreau să vă dedic cu mare, mare drag. Filmez tot acest moment și întorc telefonul. Și vă rog să ascultați dacă aveți un pic timp. Nu v-am întrebat, aveți un timp să mă ascultați? Da, cu mare plăcere. Sunt emoționată că nu m-am așteptat. Nu, totul e bine, nu vă emoționați, totul e bine. Suntem trei copii la părinți. Eu sunt cea mai mică. Urmează fratele cu care mult m-a mai tras. A fost traumat la urechiușă. Încă din primele zile de naștere, când ai observat lovitura, deja nu mai era nicio scăpare, iar fratele meu acum nu aude. La 3 ani l-ai dus la școală internat, specializat pe acești copii, unde toate semnele a învățat să poată comunica cu noi. Când îl lăsai acolo, el fugea din urma microbuzului. Înapoi să-l iai dorea. Of, Doamne, cât ai plâns tu! Te necai în plâns, ce suferință mare el, fără de auz, desprins de dumitale. Iar acasă când ajungeai, îi plângeai fiecare hăinuță și pe rând o miroseai. Asta niciodată nu se uită. Îl vedeam pe frate odată sau de 2 ori pe an. Trăiam la sute de kilometri de școală și drumul era scump și așa dorul și suferința era mare. Aveam soră mai mare care a plecat la învățat. Tata mai mult plecat peste hotare, acasă doar eu cu tine am rămas. Peste tot eram împreună. Când aveai de lucru la bucătărie, eu mă așezam pe un scaun lângă tine și adormeam. Era o oră târzie. Apoi mă duceai la culcare, dormeam împreună. Sunt amintiri nemuritoare, niciodată nu se uită. Odată ai crezut că m-ai pierdut, dar eu m-am dus la o vecină. Pe vremea aceea se fură copiii, s-au zvonit. Eu fiind negruță mică, te-ai gândit că m-au furat țiganii. Nu eram chiar tare frumușică. Și te-a întrebat odată o bătrânică, cui seamăn? I-ai răspuns că lui tătunea. Bătrâna ți-a răspuns îndată, îi las că s-a mai dreji, adică mă mai face mai drăguță. Așa și este, am crescut și m-am dres. Adevărat, ți-a spus băbuța. Tare neagră m-am născut, iar la maternitate, când m-ai văzut, neagră și cu părul lung, cruce mai nu ți-ai făcut. Prin multe boli, mama, ai trecut. Și, în general, toată familia. O gravă boală ai avut, mi-aduc aminte, când veneam în vizit și te puteam vedea doar printr-un geam. Mai mult nu era voie, dar Dumnezeu așa a dat și am scăpat de această nevoie. Când aveam 11, ai plecat să muncești peste hotare. A fost o despărțire grea cu multe lacrimi amare. Nu trecuse mult timp și a decedat bunica. Din păcate, n-ai putut veni cumplită suferință. Nu știu de unde ai găsit puteri ca să treci peste toate. Într-o țară străină, fără de copii și așa grea noutate. 4 ani n-ai fost acasă. Făceam poze multe, multe și îți trimiteam cu dragoste. Să vezi cât mai crescusem. Uf, când te-ai întors acasă, mă strângeai la aeroport. Te uitai la mine de parcă nu mă mai cunoști. Parcă eram un pic înstrăinată. Eu am crescut departe de tine. Și față de soră eram retras, chiar dacă a avut mare grijă de mine. A doua oară ai venit la nunta surorii mele. Dar și atunci nu ne-am mai putut bucura din plin, deoarece nu era familia completă. Tata n-a putut veni. Toți eram cu un gol în suflet. Nici la telefon nu puteam așa vorbi, dar am trecut totul cu bine. Acum suntem în relații bune, ne auzim de câteva ori pe zi. Băieții, bunica mea te strigă, te iubesc oriunde ai fi. Așa ei simt dragostea ta, se joacă și la telefon cu tine. Ei primii încep a se juca, sunt fericiți datorită ției. Ceea ce suntem noi astăzi îți datorăm, că frații cu toții ne iubim și foarte uniți suntem, prieteni buni putem să fim. Fericirea vieții tale suntem noi. Copiii și toți 4 nepoți și o nepoțică vor fi 5 de tot. Zâmbește, mamă. Știu că poți. Mamă, tu ești luminița cea care la nevoile noastre găsești puteri și radiezi pentru noi toți.
Tu ne dai aripi, ne susții în tot și cu toate, și cu de toate, financiar, material și cu un sfat, cu o vorbă bună. Ne închinăm și ne cerem iertare, să știi că te iubim și te vrem lângă noi acasă. Și cu orice vom putea, te vom ajuta. Nepoții îți duc lipsa. Tu ne-ai ușurat viața noastră la mulți ani, mamă. Alături de noi, ne închinăm până la pământ, te iubim și îți mulțumim și ne cerem iertare, mamă. Of, doamnă, Vera, scuzați-mă, vă rog frumos. Foarte greu, destin, dureros. Ușurați-vă, nu, dacă sufletul cere să plângeți, ușurați-vă, îți vă stea mai ușor. Îmi pare rău. Mulțumesc. E istorie, într-adevăr, cuvânt în cuvânt adevărat, cuvânt în cuvânt adevărat. Dar mă bucur, foarte mă bucur că am trei copii, dar sunt uniți. Da. Și pe mine asta mă ridic în sus, sunt uniți, sunt foarte uniți, sunt unul la altul și nu se învezi de oși unul de altul. Și se educați. Și să ajut asta pe mine. Și vă mulțumesc mult, mulțumesc, nu m-am așteptat. Scuzați, vă rog. Nu m-am așteptat. E un cadou care... cu lacrimi de fericire, e o amintire un po' dureroasă, dar lacrimile de fericire totdeauna. Da, o să vă ușurați. Asta este, știți cum, când după ce plângi, stă mai ușor pe suflet. Asta e de-a demonstrat la mine. Eu vă spun că mie asta mi ajută. Fiica Elena, am vorbit cu ea, dar felicitarea vine de la toți copiii și la nepoți. M-au rugat foarte mult să vă transmit că sunteți cea mai bună mamă, cea mai scumpă mamă și cea mai puternică de pe acest pământ care ați îndurat și ați trecut peste tot greu. Și o melodie pentru dumneavoastră. Doamna Vera, o melodie frumoasă pentru dumneavoastră, cu drag vă dedic, dacă un pic, știu că aveți bătrânică, așa aveți grijă. Vă cânt un pic și vă... Da, eu am cântat. Asta, stați, că aici e... Da, am o melodie frumoasă, Lacrima de mamă se numește și este foarte frumoasă. Pentru dumneavoastră, cu drag, vă dedic un pic, un pic, dacă mai aveți timp să mă ascultați. Un pic, doamna Vera. Vă mulțumesc. Un sincer la mulți ani și vă doresc numai bine. Ușurați-vă durerea, să uitați de ea. Destinul foarte greu a fost, dar viitorul este frumos, prezentul și viitorul va fi frumos lângă copii și nepoți. Și cei dragi? Mulțumesc! Totul va fi mai mare cadou ca acest, nu există într-o mamă, nu există azi viața cadou, ne descu... nu are valoare. Nu are valoare. Vă mulțumesc! Foarte plăcut! Eu sunt foarte emotivă de firea mea și trec prin mine toată durerea și vă înțeleg foarte bine. Azi viața ne desparte și ne aruncă în lume. Cum credem că ne întoarcem noi repede înapoi? Dar tu, măicuță dragă, simți anii cum ne fură și tot aștept să vină copiii înapoi. Chiar dacă anii, mamă, nu ți-au schimbat privirea, în ochii tăi cu lacrimi durerea ta o văd. Îmi pare rău, măicuță, că n-am fost lângă tine. Și ce n-aș da eu oare să pot da înapoi? Îmi pare rău, măicuță, că n-am fost lângă tine. Și ce n-aș da eu oare să pot da înapoi? Lacrimile tale, rugăciunea mea, iartă-mă, mamă, sărut mâna ta. Nu plânge, măicuță, sunt copilul tău. Nu plânge, măicuță, mamă, sunt și eu. La mulți ani, doamna Vera. Cu drag. Mi-au pătruns cuvintele până la călcâie, până la degetul cel mic. Mai tu simți, mamă, când îmi este greu. Numai tu plângi, mamă, mamă, pentru mine.
Numai tu ești mamă, singură mereu. Pentru mine, mamă, ai răbdat durerea. Pentru mine, mamă, ochii tăi sunt us. Pentru mine, mamă, ai iubit tăcerea. Pentru mine, mamă, te-ai rugat crezând. Pentru mine, mamă, ai iubit tăcerea. Pentru mine, mamă, te-ai rugat crezând. Lacrimile tale, rugăciunea mea, iartă-mă, mamă, sărut mâna ta. Nu plânge, măicuță, sunt copilul tău. Nu plânge, măicuță, mamă, sunt și eu. Bine, doamna Vera, vă rețin eu mult. Scuzați. Mulțumesc din suflet. S-a întrerupt eu leac și vocea, că tot e bine. Am primit o chemare și am închis de vocea, s-a închis mai puțin. Mulțumesc din suflet. Cu drag. Sănătate și putere la toată lumea și sănătate la toată lumea și curaj. Și sunteți persoanele care ușurați sufletele, care ne să plângem, dar lacrimile astea sunt de fericire. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Din suflet vă mulțumesc. Doamna Vera, vreau să... Am mai vorbit un pic așa cu doamna Vera. Ne-am susținut una pe alta. Foarte frumoasă, felicitare. O înțeleg din suflet durerea asta și mai ales dacă a fost nevoit să las copilașul acolo la școala ce unde el trebuia să înveți semnele. Dar acum băiatul e bine. Chiar am vorbit acum, doamna Vera mi-a povestit. Tot e bine. Băiatul are familie, are copil. Este un băiat talentat. Are artistici, înclinații artistici. Deci este foarte, foarte bravo. Nu-i nimic pierdut în viața asta. Totul ce se face, se face spre bine. Și nu trebuie să ne descurajăm. O doamnă extraordinară. O doamnă extraordinară deosebită. Nu mai aș zis sarmana cât a tras, dar are niște copii deosebiți care o susțin, o iubesc și suniți, se iubesc și între ei și nu supără pe mama cu noutăți urâte. Foarte frumos, deci m-am emoționat iară, dar ce să fac eu dacă așa e viața. Așa e viața, foarte frumos, foarte frumos. Doamna Vera, un sincer, la mulți ani încă o dată și aveți grijă de dumneavoastră acolo între străini. Fiți puternică!